propune ca timpul de interacțiune prin întrebări pe care doriți să le adresați și, sigur, răspunsurile pe care le așteptați cu nerăbdare, să lăsăm după prezentarea domnului profesor Gărălachin și, la momentul potrivit, o să dăm ocazia să existe această interacțiune între dumneavoastră și cei care au făcut prezentările până aici. Încă o dată vă mulțumesc că ați răspuns invitației și sperăm într-o colaborare pe viitor care să fie productivă și pentru institutul nostru și centrul de cercetare și, sigur, pentru baptiștii și evanghelicii din România. Mulțumesc domnului profesor, mulțumesc domnului rector, în primul rând, pentru invitație. Este o onoare pentru mine să fiu aici și mi-am dorit așa de mai multă vreme să ajung în acest loc și să îi cunosc și să vorbesc cu studenții de la Facultatea de Teologie Baptistă. Evident că eu am pregătit un speech, un minut de care mi-au fost date cele 45 de minute, dar nu vreau totuși să mă țin de textul meu. Pentru că îmi dau seama care este interesul dumneavoastră, puțin diferit de ceea ce am proiectat eu. Și din speech-ul domnului profesor Bunaciu am înțeles din provocările cu care dumneavoastră a venit, am înțeles care sunt problemele așa fierbinți ale interesului dumnealui, poate personal, dar și al comunității. E vorba de lucruri legitime aici, pentru că ceea ce s-a petrecut în 1940-1944 are o oarecare continuitate. Anumite elemente ale politicii de atunci și ale realității de atunci au anumită continuitate până astăzi. Eu mi-am notat mai multe puncte. E clar că la cele mai multe nu pot să dau un răspuns așa în parametrii științei pe care eu o profesez. Dar voi încerca în viitor, dacă voi dezvolta acest domeniu al cercetării, să formulez un răspuns și să aduc oarecum cercetarea în actualitate. În știința istorică contemporană, o cercetare istorică este validată și, în primul rând, este acceptată de societate și apoi este finanțată în măsura în care ea satisface o cerință actuală. A unui grup, care poate fi un grup mic, a unei confesiuni, a unei țări, a unei nații și așa mai departe. Și dacă și la noi se aplică lucrul ăsta, sau oricum suntem pe drumul acesta, nu spun că este bun sau este rău. Educația mea, din anii 80 în facultate, este știința pe care eu o practic, istoria, care are un set de metode, de concepte și așa mai departe, ea poate fi făcută oriunde, oricând, făcând abstracție de orice constrângeri ale prezentului. Nu este așa, pentru că mintea noastră este totuși condiționată de timpul și de locul și de cultura și de religia și așa mai departe, țării și locului în care suntem. Dar e clar pentru mine că va fi în viitor, sau a început deja, un interes pentru istoria cultelor evanghelice, istoria mai veche a cultelor evanghelice. Motive sunt multe, sunt cele pe care a spus domnul profesor, ele sunt însă mai multe. Memoria astăzi, se vorbește foarte mult de istorie și memorie, sau de memorializare. Mă rog, există o întreagă teorie, o întreagă școală istorică. Memoria este foarte importantă. Putem aduce citate din Biblie în sensul acesta. Memoria unei comunități a putut să facă o nație, sau a făcut nații, în cursul istoriei, așa, și nația română
se bazează pe niște elemente de memorie, de memorie. Și sunt istorici care au explicat lucrul acesta. Poate n-a ajuns la, știu eu, la omul de rând. S-au făcut țări pornind de la memorie. Au fost comunități, grupuri de populație, populații chiar sau nații, nu obligatorii, nații care și-au făcut o țară pornind de la memorie. Poporul Israel și-a făcut o țară pornind de la memorie și gestionându-și într-un anumit fel, foarte eficient, am spune noi astăzi, memoria. Un exemplu de succes din istorie, succes în gestionarea memoriei, este contrareforma. Acțiunea pe care au făcut-o, acțiunea aceea, perfect organizată, plecăm noi astăzi, tehnic, logistic, financiar și așa mai departe, argumentată istoric și teologic, pe care au făcut-o iezuiții în primul rând, care în vreme de 60 de ani, înseamnă două, trei generații, două generații și jumătate în istorie, cu oamenii atunci, orice generație era mai scurtă în timp, au recuperat pentru Biserica Catolică spații enorme în Europa. Aproximativ jumătate din continentul european, din lumea catolică, a fost recuperată de acest grup de oameni care a gestionat memoria. Deci dacă la nivel de individ sau la nivel de comunitate, așa, vrem să luăm exemple din istorie, exemple de bună gestionare a memoriei, care să aibă niște ținte, așa, evident, lucrurile trebuie bine formulate, bine argumentate, avem de unde trecutul, știu eu, suferința din trecut, persecuția din trecut, suferința pentru credință, în toată istoria creștinismului, din vremea lui Iisus Hristos și până astăzi, a avut un rol în întărirea comunității și în menținerea unei comunități. Așa că sunt optimist în ceea ce privește și cercetările istorice, făcute la nivel, spunem noi, academic, făcute în arhive sau făcute de oameni care, știu eu, au exercițiu statului octore într-o arhivă și a scrisului după într-un anumit sistem, dar și la nivel de teologi care nu au ca principală preocupare istoria trecutului, așa, sau la nivel de membru al comunității religioase, va fi, sunt sigur că va fi un interes mare. Cercetarea pe care eu am făcut-o nu a pornit de la perspectiva ei, nu este aceea a istoriei lungi a comunităților, așa, trei comunități sau trei culte sau denominațiuni evanghelice în România. Evident că este un lucru de dorit să se facă lucrul acesta și parțial s-a și făcut. Prima carte, prima lucrare, și este o lucrare științifică, bine organizată, bine structurată, bine formulată și bine scrisă într-un limbaj compatibil perfect cu limbajul istoriografic despre persecuția din 1944, este cea a lui Alexa Popovici. Făcută prin anii 60, am înțeles, publicată în 1989, republicată la o editură din Oradea în 2007. Deci lucrul ăsta s-a făcut într-o oarecare măsură, evident, condiționat de sursele pe care autorul le-a avut atunci la îndemână. Perspectiva mea este aceea a epocii lui Antonescu. Deci m-a interesat politica față de cele trei culte și persecuția, pentru că esența politică a fost aceasta, văzută din perspectiva politicilor mai generale sau politicii mai generale a regimului Antonescu. Și sub acest aspect, cercetarea este, cred eu, interesantă și justificată și a fost evident
finanțabilă pentru Institutul Revisor, care are un anumit, un anumit proiect. În perioada 1914-1944, când România a avut un anumit regim politic, militaro-fascist, fascist-militar, nu discutăm acum conceptele acestea, pentru că istoricii încă nu s-au lămurit, sau mă rog, unii dintre ei continuă o discuție, după mine super fluă. În vremea respectivă a existat un sistem de persecuții în statul român. Cunoaștem despre persecuția la adresa evreilor. Deci populația evreiască a fost deportată, deposedată de bunuri, au murit între 200 și 300 de mii de oameni în condițiile politicii antisemite a guvernului român. Este ceea ce numim un termen cunoscut astăzi și destul de precis, Holocaust. România a fost. În România a existat Holocaust, evident, cu specificul lui românesc. A fost populația romă, așa, care și ea, parțial, a fost deportată și care a suferit. A fost o politică de distrugere, de fapt, a celor două populații pe criterii etnice și rasiale. A existat persecuții la adresa minorităților. Când despre se știe, nu s-a publicat nimic, dar totuși există destule informații despre persecutarea rușilor și ucrainilor în Basarabia și Bucovina. În ultimii ani s-a scris, și eu am fost cel care m-am ocupat de asta, și din această preocupare a mea derivă și interesul pentru politica față de persecuția la adresa cultelor evanghelice, a existat o politică de omogenizare etnică. A existat un proiect mare al guvernului Antonescu, care s-a potrivit cu modul în care se gândea atunci cam în toate cancelarele europene, inclusiv la Londra sau la Washington. Acela de a purifica etnic țara, de a transforma țara România într-o țară cu etnici români 100%. Cum să se facă lucrul acesta? Prin schimburi de populație cu țările vecine, prin repatriere etnicii români din străinătate aduși în România, etnici neromâni, germani, de exemplu, sau turci, duși din România în țările lor de origine, sau pentru națiile care nu aveau, etniile care nu aveau un stat care să le repatrieze, așa, prin deportarea lor în Transnistria. Ceea ce s-a făcut cu evrei și cu români. Deportarea a fost parte a acestei politici de omogenizare etică, sau ethnic cleansing, cum se numește în limba engleză. Ce s-a petrecut în domeniul religios se potrivește perfect cu acest proiect al guvernului Antonescu de a uniformiza țara. Nu doar sub aspect etnic, ci și religios. Ideea de bază care a existat atunci și care a devenit politică de stat a fost aceea că România trebuie să devină o țară nu doar 100% românească etnic, dar și o țară ortodoxă, creștin-ortodoxă. Deci aceasta este esența politicii regimului Antonescu față de cele trei confesiuni evanghelice. Și doresc să fac aici o paranteză pentru că s-a și pomenit lucrul acesta. M-am ocupat în lucrare de cele trei confesiuni. Baptiști, adventiști de ziua șaptea și creștini după Evanghelie, pentru că ei constituiau, în tot peisajul confesional al României de atunci, așa, constituiau un grup aparte de confesiuni. România existau cultele legale începând cu
cel ortodox erau vreo 9 la număr și până la, la cultul musulman și cultul, cultul mozaic, așa, deci o categorie destul de mare. Apoi existau așa numitele secte religioase, care au fost organizații interzise în România. Deci tot timpul aceste organizații au fost interzise în România. De ce? Din motive, evident, unele dintre ele erau pretexte folosite de autorități, legate de faptul că nu satisfăceau serviciul militar sau pentru mai știu eu ce obiceiuri sociale. Erau pretextele autorităților, evident că erau și grupuri religioase care nu aveau, deci cărora nu li se imputa și nu li se putea imputa o conduită socială sau o atitudine față de autoritate, așa, penalizabile, cum erau nazarenii, de exemplu, așa, dar și erau considerați secte. Cele trei confesiuni pe care le-am pomenit, ele aveau o categorie, ei constituiau o categorie aparte. Ele funcționau legal. Baptiștii au fost în România, deci baptiștii din Transilvania, au intrat în statul român în 1918 cu calitatea de cult și au păstrat această calitate cu unele întreruperi până în 1940 și o să pomenesc după aceea ce s-a trecut după 1940, așa, pe când adventiștii de ziua 7-a și creștinii după Evanghelie erau asociații religioase legale, care funcționau legal. Era o diferență între cult și asociație, e vorba de anumite drepturi în plus pe care, o anumită autonomie pe care o avea cultul religios și anumite restricții destul de severe pe care le avea asociația religioasă. Din istoria cultului baptist, așa, dumneavoastră știți mai bine decât mine, cum în perioada interbelică guvernele românești și României și mai ales Ministerul Cultelor care gestiona această problemă, a jonglat tot timpul cu calitatea de cult sau asociație religioasă. Atunci când guvernul se simțea tare, când la guvern era cineva care răspundea pozitiv presiunilor din partea Bisericii Ortodoxe, guvernul îi degrada pe baptiști la calitatea de asociație. Le lua niște drepturi. De fapt. Când se schimba guvernul sau în urma unor presiuni din interiorul țării, din partea cultului baptist sau din partea unor intelectuali români sau politicieni români cu vederi mai liberale, așa, sau în urma unor presiuni din exterior, pentru că aceasta a fost o modalitate eficientă de contracărare a politicii statului, s-a revenit la calitatea de cult. În 1940, în februarie 1940, guvernul român, care a avut atunci ca ministru al cultelor pe un intelectual cu vederi democratice, e vorba un liberal cu vederi naționaliste, dar nu exclusiviste și nu xenofobe și nu neorientat împotriva neortodoxilor, așa, a fost vorba de istoricul Ioan Istor, baptiștii au obținut calitatea de cult pentru toată țara. Din februarie 1940 și până în februarie 1942, deci e paradoxal lucrul acesta. Deci au fost 2 ani de zile în care cultul baptist ca statut legal, juridic, a fost cel mai bun în toată istoria de până atunci a României. Și au fost, în acest interval, au fost perioade, până a venit Antonescu, în septembrie 1940, dar și apoi, în 1941, prima parte a 1941, când cultul baptist s-a bucurat de o libertate mai mare decât oricând în perioada interbelică.
celelalte confesiuni, adventiștii de ziua șaptea și creștinii după Evanghelie, și-au păstrat calitatea de asociație religioasă în continuare. În 1942, în decembrie, 27 decembrie 1942, a venit acel decret lege prin care toate asociațiile și sectele religioase, așa se spune în lege, așa, sunt interzise. Asociații însemna în acel moment doar cele trei, pentru că erau singurele asociații legale, religioase legale din țară, baptiștii, care erau în acel moment asociații, adventiștii și creștinii după Evanghelie. Politica statului român față de cele trei confesiuni a privit, sub aspect juridic, a privit condiția aceasta de cult, de asociație, de retragerea calității de asociație, de includerea celor trei confesiuni la început de facto, nu de iure, pe lista sectelor și de aplicarea unui regim identic cu cel aplicat sectelor care erau interzise și care erau persecutate, și apoi transpunerea în lege acestui statut de sectă religioasă care era interzis. A fost un efort foarte mare, consumator de timp, de energie, și zeci de oameni și juriști, în primul rând, au lucrat în Ministerul Culturii Naționale și al cultelor atunci, la rezolvarea acestei probleme, la deprivarea celor trei confesiuni de statutul favorabil sau mai puțin favorabil pe care l-au avut. În cartea pe care am făcut-o, am introdus principalele legi și principalele decrete care arată acest proces destul de complicat, la care au lucrat foarte, foarte mulți oameni. Legat de persecuție și de acest statut. Primul moment, momentul cel mai dur, a fost la 9 septembrie 1940, când guvernul român a dat Ministerul Cultelor, așa, a dat o decizie prin care sunt desființate asociațiile religioase, în acel moment era vorba de adventiști și de creștini după Evanghelie, dar este desființat și cultul baptist în lege, sunt interzise. Și a fost momentul, la câteva zile după ce a venit Antonescu la conducere, a fost momentul primul act al politicii guvernului Antonescu față de cele trei culte. După câteva zile s-a revenit, pentru că a fost o mișcare tradițională extraordinară desfășurată de cele trei confesiuni. Ați pomenit aici numele conducătorilor cultului baptist de atunci, Ivan Socaciu, el a adresat câteva memorii direct lui Antonescu în această chestiune. Comunitatea din Arad a fost și atunci, dar și ulterior, a fost cea mai activă în activitatea petiționară și cel care s-a remarcat și trebuie să pomenesc, adică trebuie dat cezarului foarte activ a fost Alexa Popovici. El era atunci secretarul comunității din Arad, o vreme, 40-41 sau 42, și memoriile pe care el le-a conceput și le-a semnat, le-am introdus în lucrare. Deci momentul prim, cel mai dur, a fost din acele zile. S-a revenit asupra măsurii pentru că acel decret a fost o inițiativă legionară, a fost
ministrul legionar al cultelor, avocatul Radu Budișteanu. Deci a fost oarecum un accident în politica guvernului român față de culte. Prea dintr-o dată s-a făcut lucrul acesta și fără să existe o pregătire juridică, motivație, așa cum se făcea și atunci când e vorba de legislație. Persecuția, măsurile la adresa celor trei denominațiuni au continuat, politica a continuat și s-a construit gradual până la acel decret din decembrie 1942, după aceea a venit în 1943, în iunie, al doilea decret care interzicea și confisca organizațiile și asociațiile și societățile comerciale care funcționau pe lângă cele trei organizații religioase. Deci primul decret a desfințat cultul respectiv sau asociația religioasă respectivă, al doilea a desfințat orice altă organizație care avea contacte cu cele trei. Deci aceasta sub aspect juridic. Care a fost motivația? Și a rămas așa, deci au rămas interzise cele trei culte și oamenii care practicau public. Nu e vorba de ceea ce practica în casa, dar practica public credința, erau pasibili de pedeapsă și au fost mii de oameni care au fost închiși în lagăre sau în închisori pentru faptul că și-au profesat public credința. O profesare publică a credinței putea să fie și o adunare făcută în satul respectiv, evident, nu în biserica sau în casa de rugăciune care era închisă, sigilată, așa, dar într-o locuință privată. Acesta este, evident, un aspect al persecuției, pentru că au fost și altele la care mă voi referi, le voi pomeni puțin mai încolo. Legat de justificarea pentru această politică și persecuție. Am vorbit de omogenizarea confesională, care se afla, era legată prin omogenizarea etnică. Deci derivă din omogenizarea etnică. Deci este un pas care merge dincolo de proiectul omogenizării etnice, pe care guvernul a început-o, pe care a justificat-o în proiecte și așa mai departe. Pentru concepția cu privire la asociațiile religioase, la cele trei asociații religioase și la credincioșilor, aș dori să redau câteva pasaje din decretul lege din decembrie 1942, cel care desfințează toate sectele și asociațiile religioase. În referatul de justificare a legii, așa cum se face și acum în monitorul oficial, orice lege are și o justificare. E esențial, dacă vrem să înțelegem legea și scopul legiuitorilor, să citim acest referat de justificare sau expunere de motive, cum se numește astăzi. Deci aici, ministrul Culturii Naționale și al Cultelor era profesorul, filozoful Ioan Petrovici, reiterează idei și citesc câteva, deci decupez de aici. Prezența unor asociații și secte religioase, a căror doctrină și ritual nu se încadrează în ideologia acestui neam, creează un pericol continuu, nu numai în raporturile cu biserica dominantă, e vorba de biserica ortodoxă, dar chiar din punct de vedere național și de stat. Eu toate cupez aici. În general, aceste secte, denumite și asociații religioase, interzise sau autorizate să funcționeze în prezent, baptiști, adventiști și creștinii evanghelici, sunt de origine străină, transplantate în țara noastră prin acțiunea de prozelitism desfășurată pe plan internațional, de aceea care țintesc dizolvarea unității noastre naționale, ce are la bază integrarea credinței strămoșești, identificată cu însăși rațiunea de viețuire a românismului. Un alt citat, tot de aici. Asociațiile și sectele religioase existente în România trebuie să dispară.
ele fiind focare de răzmeriță, paravane de desolidarizare națională și pe